Vineri 17 mai, între orele 10:23 în județul Timiș, este valabilă o atenționare meteorologică, cod galben de intensificări ale vântului. Evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate. Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime. Închideți toate ferestrele locuinței și altor categorii de construcții. Evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ. Accesează fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU pentru a afla cum să reacționezi în cazul producerii unei situații de urgență, transmit reprezentanții SU Timiș.